Bine ați venit înapoi la canalul nostru de YouTube. Eu sunt Laurențiu. Iar eu sunt Alexandra. Suflete gemene în Uniunea Armonioasă. Studența lui Jeff Shelia și... Și Ascension Coach, afiliați cu Twin Flames Universe. Și astăzi vrem să vorbim cu voi despre certurile între suflete gemene și cum le puteți parcurge, cum le puteți rezolva. Da, te vei certa cu sufletul geamăn. Chiar dacă este partenerul tău ideal, nu te scutește de a avea certuri sau conflicte cu aceștia. Și este important să știi cum să parcurgi aceste conflicte ca să ai cel mai bun rezultat. Certurile nu sunt neapărat un lucru rău între suflete gemene, pentru că cu sufletul tău geamăn poți să vindeci blocajele care apar în timpul unei cerți și astfel să ai cel mai bun rezultat într-o ceartă cu sufletul tău geamăn. Exact. Ce înseamnă când sufletele gemene se ceartă, Laurențiu? Ce înseamnă? Înseamnă că este ceva care nu sunteți pe aceeași frecvență de undă, să zic așa. Nu, cumva nu sunteți amândoi cu adevărul vostru comun. Nu ați ajuns să vedeți amândoi același punct, ceea ce este adevărat între voi doi, și atunci există această neînțelegere. O ceartă este doar o neînțelegere. O neînțelegere legată de un anumit subiect. Și acel subiect are un adevăr comun pentru amândoi, dar să zicem că tu vezi o parte și sufletul geamăn vede altă parte. Și atunci, ca să puteți să ajungeți cel mai rapid la acel punct comun, se întâmplă câteodată să fie o ceartă. Și în momentul cerții, dacă alegeți iubire, ajungeți la acel adevăr comun. Deci, ca să zic mai în amănunt un pic, e pur și simplu neînțelegerile dintre voi ca și suflete, probleme, blocaje, tot felul de lucruri de genul acesta care apar între voi și iubirea dintre voi. Și trebuie doar să dați la o parte acele neclarități. Și apar de obicei cu multă pasiune aceste certuri. Da, deci câteodată este foarte multă pasiune în aceste certuri și nu trebuie să vă fie frică să aveți certuri sau discuții poate în contradictoriu, pentru că, așa cum a zis Laurențiu, ele doar vă ajută să ajungeți la acel punct comun de pace și armonie pe care îl doriți împreună cu sufletul geamăn. Și faptul că aveți o ceartă nu înseamnă că ați pierdut toată pacea și iubirea care ați avut-o până în acel moment. Nu. Doar ați atins un punct în care poate doriți să aveți și mai multă iubire, și mai multă pace între voi, și mai multă, nu știu, comunicare sau parteneriat sau prietenie. Și atunci această dorință dorește să se manifeste și atunci apar poate niște certuri sau neînțelegeri care aduc aceste blocaje la suprafață, pentru ca voi să puteți să vindecați prin aceste blocaje și să mergeți mai adânc cu această iubire între sufletele gemene. Deci, categoric, nu este nimic neobișnuit sau nimic special sau nimic greșit, da. Faptul că ai o ceartă cu sufletul geamăn. Da, și pur și simplu nu te gândi că poți să strici ceva, nu poți să... Nimic rău nu se poate întâmpla din o ceartă. Nimic care nu se poate vindeca nu se poate întâmpla. Deci tot ce s-ar întâmpla se poate vindeca. Poți să folosești exercițiul oglinzii de care tot am vorbit și poți să vindeci acel ceva ce apare. Deci nu vă gândiți niciodată că nu vreau să ajung într-o ceartă, că după aia o să fie lucrurile nașpa. Că după aia o să stric toată viața mea cu sufletul meu geamăn. Nu este încă într-o relație de suflete pereche în care dacă faci ceva de genul, o să se amintească de fiecare dată când ajungi undeva, pur și simplu să se amintească de lucrul ăla, de cearta pe care ați avut-o și o să te enerveze de fiecare dată. Nu se întâmplă așa ceva. Cu sufletul tău geamăn o să fie, odată ce e vindecat, nu-ți mai reamintește acel ceva și nimeni nu-ți mai reamintește. Deci este
în siguranță, ești în siguranță să ai așa ceva, să ai o ceartă cu sufletul tău geamăn, uh-huh, și chiar te ajută să ajungi mai repede la punctul acela comun câteodată. Da, de iubire. Însă, spunem asta, bineînțeles, știind că vei alege să practici exercițiul oglinzii pe aceste blocaje care apar între voi. Deci nu e ca și cum poți să te ceri cu sufletul geamăn și nu-ți pasă și ha-ha-ha, poți să mă cert și... Nu asta spunem, că poți să te duci să ai o ceartă cu sufletul geamăn și o să fie tot în regulă. Certurile sunt benefice atunci când sunt folosite ca și o oportunitate de a învăța, să zicem, ceva și, bineînțeles, de a vindeca cu exercițiul oglinzii. Da, dar dacă nu este cu această intenție, nu o să fie benefic deloc și mai mult o să te deranjeze. Da, și nu recomandăm. Da. Bun, și atunci, care este cea mai mare greșeală care poți să o faci când ai o ceartă cu sufletul geamăn? Este să dai vina pe sufletul geamăn de absolut tot ce se întâmplă în cearta respectivă. Și asta este cel mai sigur mod prin care poți să, transform această ceartă din o ceartă foarte utilă, din care poți să înveți ceva, în pur și simplu... ceva nu foarte plăcut. Bineînțeles, poți să vindeci mai târziu, deci nu vrem să spunem că acum în fiecare ceartă trebuie să faci exercițiu glinzi și trebuie să fii super atent sau... Asta le dezvolți în timp, însă este important să realizezi că o ceartă este doar ca să zic, un strigă de atenție și de iubire undeva în conștiința voastră comună. Bun, și atunci, de ce zic că este cea mai mare greșeală să dai vina pe sufletul geamăn? Sufletul geamăn este, ești tu, deci sunteți unul, aveți aceeași conștiință, deci ca și cum arăți cu degetul spre el sau ea, dar el la tine, de fapt. Și de asta folosim exercițiul cleansing. Și ceea ce te ajută aici este să realizezi că poți să iei... responsabilitatea asupra ceea ce se întâmplă și să vindeci ceea ce apare. Și, de exemplu, poate sufletul, într-o astfel de ceartă, poate sufletul geamă vă spune că nu are încredere în dumneavoastră. Da? Pur și simplu nu crede că nu crede în ceea ce spuneți. Puteți să realizați că aceasta este probabil, cel mai probabil, sigur, 100%, un blocaj pe care îl aveți în dumneavoastră și să faceți exercițiul oglinzii. Deci pasul 1 ar fi, sunt supărat sau supărată că sufletul geamăn zice că nu are încredere în mine. Pasul 2, sunt supărat sau supărată pe mine pentru că nu am încredere în mine. Pasul 3, este adevărat. Da, mereu este adevărat și pot să văd că în anumite situații în viața mea nu am avut încredere în mine și am lăsat poate alte persoane să... îmi zică ce ar trebui să fac cu viața mea, de exemplu. Da. Și, bineînțeles, la pasul 4 mă duc, văd acea parte din mine care nu are încredere în ea însăși și îi ofer iubire, îi spun că totul este în regulă și că totul este în siguranță și că ea este puternică și știe ce face și că este absolut... în regulă să aibă încredere în ea însăși. Da. Bun. Și poate că dacă sunteți în mijlocul unei ăsta, sunt țipete, ulete sau situații neplăcute, poate că nu, la început nu știți cum să faceți exercițiul oglinzii așa cum l-am făcut eu. Și este în regulă, nu este nicio problemă, dar este important să faceți tot exercițiul oglinzii. Deci dacă ați avut o ceartă, s-a terminat, încă aveți diverse sentimente, este important să vă acordați puțin timp să vă gândiți la acele sentimente care vin, să faceți exercițiul oglinzii, puteți să scrieți pe o foaie de hârtie și doar să vă acordați timpul să procesați aceste sentimente care pot să apară. Da? Mm-hmm. Și atâta timp cât procesați aceste sentimente, totul o să fie în regulă, după să vă simțiți mult mai bine și o să puteți să discutați dintr-un punct de pace cu ei. Da. Și chiar dacă cearta s-a întâmplat și
dumneavoastră faceți exerciții organizii după aceea, veți observa că cu sufletul geamăn vor exista schimbări și ameliorări în acea situație. Da? Da. Și pentru a parcurge o ceartă, asta nu înseamnă că sufletul vostru geamăn trebuie să stea lângă voi și să facă exerciții organizii cu voi. Câteodată sufletul tău geamăn va procesa aceste sentimente poate diferit. Poate are nevoie să stea puțin timp singur, se mută în altă cameră, face altceva. Trebuie să ai încredere că și sufletul tău geamăn va parcurge sentimentele care vin pentru ei înșiși în momentul în care tu alegi să vindeci împreună cu sufletul tău geamăn aceste supărări care apar în timpul certurilor. Dar, din nou, nu înseamnă că în exterior va arăta la fel, în sensul că stă amândoi la masă și veți scrie exercițiul glinzii împreună. Sau veți vorbi de el. Da. Da? Deci nu o să se întâmple neapărat în felul ăsta, asta depinde și de relația pe care o aveți la momentul respectiv. Da. Dar ce este de înțeles este că orice s-ar întâmpla, dacă voi vă ocupați de voi, ei se ocupă de ei. Da. Și nu trebuie să vă îngrijorați. Exact. Sunteți mereu responsabili de partea voastră din această ceartă. Deci dacă tu ai avut aceste trei supărări, dar vezi că sufletul tău geamăn se simte în alte feluri, ei bine, tu ești doar responsabil de partea ta și de sentimente pe care tu le ai. Da. Da. Și de obicei, după ce termini cu o ceartă, se întâmplă să, dacă o parcurgi cu iubire, în care te iubești în timp ce ai cearta, o să rezulte în a rămâne pasiunea fără acel contrast de sentimente. Da, fără supărare sau blocaj. Da. Și pasiunea duce în mai multă romanță, în mai multă... Romantism, da. Romantism, așa. Da. Da. Și cu toate acestea, sperăm că aveți mai multă informație despre cum să treceți peste certurile dintre suflete gemene în cel mai bun mod posibil. Vă așteptăm comentariile mai jos și dacă vreți să ne contactați, puteți să găsiți tot jos detaliile noastre de contact. Vă putem ajuta dacă treceți prin certuri cu sufletul geamăn și nu știți exact cum să le parcurgeți, vă putem ajuta. Da, nu uitați să dați un like la acest videoclip și ne vedem în videoclipul următor. Da.